Eu am văzut considerentele Curții Constituționale, încă o dată, ele sunt echilibrate dacă am avea o situație normală în Republica Moldova și mai ales în Parlamentul Republicii Moldova. Nu avem o situație normală, domnule Munteanu, cu tot respectul. De aceea, acest conflict între... Deci, Curtea Constituțională este o instituție politico-juridică sau juridico-politică, da? Respectiv, deciziile sale sunt mai mult juridici sau doar juridici, da? decât politici. Acum, asigur că acest model de curte, modelul chelsenian, el are diferite abordări. Deci undeva sunt cont de anumite chestiuni. Deci aici curtea și-a reiterat jurisprudența din 2015, dar până la urmă, dincolo de curte, care a dat o soluție juridică, echilibrată într-o situație normală. Dar, dincolo de asta, este un conflict politic care trebuie tranșat prin instrumente politice. Și după noi, atâta timp cât o cooperare sau o consultare reală în Parlament, având în vedere că există această majoritate Dodon și Or, nu este posibil, unica soluție este să mergem la popor, poporul să tranșeze și să garantăm prin facem o declarație toți și noi și ceilalți că respectăm decizia poporului, indiferent care va fi ea. Dacă, de exemplu, ajungem la referendum și în cadrul referendumului poporul, cetățeanul, spune că președintele are dreptate și corect a procedat că a mers împotriva hoților, corupților și celor care au furat miliardul, respectiv Parlamentul nu are cum să se opună deciziei poporului. Dar problema este că dacă ajungem la referendum...